Părintele Petroniu, am, cum să spun, mi-e dor de prezența lui. Mi-e dor pentru că nu conștientizam atunci când eram împreună, nu conștientizam. De multe ori mă ascundeam de el, că era foarte sever. Era stareț. Da. Stareț. Numai că stareț, da, era sever cu el însuși. Nu numai cu noi, în primul rând cu el însuși. M-a impresionat foarte mult la el autoritatea duhovnicească. El când îți spunea un cuvânt, trece prin tine. Dacă nu rămâne în tine, trece prin tine. Cuvântul era foarte autoritar. Venea din experiență și venea cu hotărâri stăpânească. Nu stăpânirii lumească sau așa, dar stăpânirea asta duhovnicească. Trebuia cumva cineva să țină frâul. Și asta era Părintele Petroniu. Da, și el avea harisma și autoritatea asta duhovnicească. Și Părintele Iulian. Dar la Părintele Iulian era mai blândă, mai mângâietoare, altfel. Dar cuvântul lui era autoritar. Deci te predispunea să asculți de ei. Da. Și deci hotărârea lor și dorul lor de a lucra mântuirea, de a-și lucra mântuirea și foarte puternic. Erau niște oameni foarte hotărâți care nu își permiteau să compromită cu lucrurile de nimic, cu lumea asta. Nu își permiteau nici cel mai mic lux, nici cel mai mic comoditate, nici cea mai mică plăcere să mănânci el ceva mai bun, să mănânci el ce că e bolnav, sau că nu știu ce. Nu, n-am văzut la ei lucrul ăsta. N-am văzut. Era viața de obște, viața de obște. Hotărârii, program, biserica, pravila de programă de chilie, prezența la masă, prezența în obștii. Părintele Petroniu foarte rar pleca. Părintele Iulian mai ales n-a plecat niciodată. De când a intrat în munte până a murit, el n-a ieșit niciodată. Dar nici prin prejur, pe aici, pe la alte mănăstiri? Sau? Foarte puțin. Foarte puțin. Noi ne mai ceream. Părinte stareți, să-i hram la Lavra, să-i hram acolo, să ne mai ducem. Păi, dar și la noi, noi slujbă și la noi. Și ea slujbă. Te duci acolo, te împrăști, zici. Te duci, vorbești cu unul, vorbești cu altul, ai pierdut starea duhovnicească. Deci te-ai dus la hram. Într-adevăr, hramurile sunt o bucurie acolo, nu poți să te duci când mă duc să mă rog. Acolo e o stare de bucurie a hramului, o sărbătoare, unde se întâlnesc toți călugării și se bucură de aceea sărbătoare, se bucură că se mai revăd, se mai întâlnesc și mai comunică. Dar părintele era așa de sever încât nu accepta nici chiar lucrul ăsta. Să nu ieși din starea ta de pocăință, din starea ta de rugăciune, să nu o pierzi, să te împrăștii. Că știa că noi ca tineri și că așa puțin încercați, eram foarte ușor lunecoși, știi? Foarte... Și atunci el era foarte atent la lucrul ăsta, da, Părintele Petroniu. Și multe lucruri bune ne-au transmis și chiar ne-a spus, uite așa să faceți, uite așa, o să fie așa, o să fie așa, să nu vă compromiteți. Și la el foarte mult mi-a plăcut simplitatea. Nu era un om simplu, dar cultiva simplitatea cu multă plăcere, așa, felul lui de a fi era să fie simplitatea. Totuși, chiar povățuia și pe credincioșii care treceau. Viața voastră, cu cât e mai simplă, cu atât e mai ușoară. Da. Și zice, de ce să ai tu masă sculptată din nuc sau de stejar, așa? Păi, o masă simplă. La fel mănânci și pe una simplă și pe una de lux. Și de ce trebuie să te complici tu? Sau, deci trebuie să ai tu mașină prea scumpă sau așa, când poți să ai una mai ieftină. Același lucru faci cu ea. Deci asta cultivați și lucrurile noastre din mănăstire. Deci nu vă complicați, nu vă împrăștiați. Cât mai simplu să fim, cât mai. Asta era la el foarte grăitor și foarte... Asta îi plăcea lui foarte mult, să vadă lucrurile în felul ăsta. Iar Părintele Iulian era pe partea cealaltă, ca o mamă. Ca o mamă. Mângâietor, adică. Mângâietor, era... La spovedanie mergeam la spovedit la el și, bineînțeles, nu numai la spovedit, tot timpul când aveam, foarte chemător era și foarte, și nu era un om atât de bun încât niciodată nu se impunea în viața ta. Nu căuta să te pisălească așa sau să te silească la ceva. Te lăsa, nu în voia ta, dar cumva la alegerea ta. Părinte, că e bun așa, zice, e mai zice, da, păi mai știu eu așa, da, zice, fă cum știi, na, vezi tu, și după ce îți dădeai seama, dacă nu îți reușe
alegerea ta, te duceai din nou la el și părinte, nu mi-ar să aia. Păi da, zice, hei, lasă, fă așa acum. Da. Și avea și o sensibilitate poetică. Avea multe, da, păi, da, poezii. Legat de moarte și de ce. Avea poezia asta și de vrei să râzi când vei muri, trebuie să plângi cât vei trăi. Uh-huh. Și viața ta așa să fie, toată numai bucurie. Da. Foarte frumos. Sau legat de smerenie. Da. Toată fapta care o faci, cu smerenia să o îmbraci. Că Hristos mult iubește pe cel ce se smerește. Și foarte multe poezii avem de la el. Nu li țin minte, nu pot eu mai... Sunt undeva scrise, nu? Da, avem însemnările lui, nu sunt manuscris. El, dacă vă dați seama, mie mi-a rămas de la el Biblia pe care o avea el. Mm-hmm. Și pe Sfânta Scriptură acolo, tot ce își găsea el mai, era subliniat. Avea creioane colorate, le avea lângă el tot timpul. Creioane colorate, sublinia cu albastru, cu roșu, făcea o cruciuliță unde, sau avea când citea cărțile Sfinților Părinți sau... Tot timpul avea lângă el dicționarul și găsea un cuvânt mai teologic, un cuvânt mai greu sau cu limbajul ăsta mai modern acum, mai greu de explicat. Mă, ce înseamnă asta? Și se ducea la dicționar și pe acolo sublinia cuvântul din carte și pe margine explica cuvântul, ce înseamnă. Toate cărțile care trec pe mâna lui sunt însemnate, dar așa de frumoasă și mie mi-a rămas Biblia. Și când oricine când, care îl știe pe părintele, se ajungeau la el, părinte, asta așa cum ia vezi la Timotei 2 cu tare, ia vezi ce scrie acolo, ia cartea, hai, citește acolo. Și citeai, da, și te trimite la Sfânta Scriptură. Ia vezi, ai văzut? Și așa se face. Da. Și era o frumusețe de om și o bunătate tot timpul era. Niciodată nu ne-a constrâns, nu ne-a... Asta era felul lui de a fi și era cu duhovnicia, da, sau ne plângeam, părinte, n-am făcut pravila, n-am făcut canonul și ei mă și în fața lui Dumnezeu de-i sta, asta este pravila ta. Adică să ai prezența lui Dumnezeu, chiar dacă nu citești din carte rugăciunile și nu le-ai făcut, n-ai avut timp, te-ai lenevit sau așa, dar dacă tu ai prezența lui Dumnezeu, e ca o stare duhovnicească, o stare de rugăciune, da. Și asta ne îndemna tot timpul, prin cuvintele, prin poeziile lui. Lua cuvinte din Sfânta Scriptură și le punea în versuri, le recompunea în versuri, foarte frumos. Și acum ne-au lăsat cumva, așa, cum să spun, nu singuri, dar... Puțin lipsiți, am putea zice, de prezență și de sfat. Să trecem noi la fapte de acum, mm-hmm. Să dăm noi exemplu, să... Asta și acum conștientizez, mai ales eu conștientizez valoarea lor. Când văd că eu nu mai am la cine să mă duc să-i spun, părinte, uite așa, uite așa, trebuie să-mi găsesc singur soluțiile. Așa suntem noi oamenii, părinte, conștientizăm valoarea unui persoane, unui lucru atunci când nu mai e, când îl pierdem. și sănătatea, nu conștientizăm când o avem. Dacă nu mai avem, atunci ne dăm seama că...